Bună dimineața, sunt Tatiana Andrieș și din aceeași revistă pe care v-am prezentat-o când am lucrat puișorul de rățușcă, am găsit acest model de floricele care pot fi foarte ușor folosite precum mărțișor. Aceasta este perioada mărțișoarelor. Eu m-am uitat un pic pe toate canalele de YouTube, un pic peste tot, deja s-au lucrat și anul trecut, în alți ani și anul acesta, diverse modele de flori. De aceea, pentru mine este foarte dificil acum să aleg un model de floare care nu are tutorial în limba română. Am ales din această revistă, pentru că, cu siguranță, nimeni încă nu a lucrat acest model de floricele și am decis ca pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, să facem acest tip de clopoțel, dar cu fir Bravo sau Alize Diva, firul de care dispuneți dumneavoastră. Aici este lucrat în firul de macrame, este mult mai micuț. Bineînțeles, este o ramură întreagă cu mai multe floricele, însă lucrând în firul Bravo vor fi mai mărișoare și, bineînțeles, așa cum spuneam, pot fi folosite precum mărțișor. După cum vedeți, aici sunt lucrate în mai multe culori, deci se poate lucra în orice culoare dispuneți dumneavoastră. De asemenea, în acest mod putem recicla și capetele de fire care ne-au rămas, pentru că pentru o astfel de floricică ne merge foarte puțin fir. Eu vă voi prezenta un pic materialele, v-am prezentat revista, aici este schema după care se lucrează, floarea și frunza, și propun să începem să lucrăm. Pentru mijlocul floricelilor, așa cum ați văzut deja, eu am folosit acest tip de pistil, pe care cu siguranță le găsiți în magazinele de specialitate, acum se găsește și în România, un pic peste tot, în diverse culori, puteți alege culoarea de care doriți. Vom avea nevoie de fire, bineînțeles, eu voi da deoparte de aici ceea ce am lucrat. Fire de care dispuneți, așa cum spuneam, putem folosi capetele de fire care ne-au rămas pentru a face această floricică. Alb, verde, ceea ce avem puțin și nu putem folosi în alte modele. De asemenea, vom avea nevoie de firul metalic pentru a da stabilitate frunzei și un pic de lipici lichid. Aici eu nu dispun de mărțișoare, deci de șnurul pentru mărțișor, pentru că nu se folosește această, nu este această obișnuință și de aceea nu le folosesc, de aceea am și evitat prea mult să lucrez mărțișoare, însă astăzi m-am gândit că doamnele începătoare ar putea învăța să lucreze acest model. Vom începe cu cercul magic. Cercul magic, așa cum am vorbit câteva zile în urmă cu o doamnă și am văzut și pe pagina grupului scris de câteva ori că urăsc cercul magic sau nu știu să fac cercul magic. Cercul magic este foarte simplu de făcut. Se poate face în două moduri. În acest mod, punând firul pe degete în felul acesta și trecând firul aproape în formă de X, vom intra cu croșetul, vom extrage firul și vom face primul ochi de lanț, cel care va stabiliza lucrarea. Un pic. Eu întotdeauna am probleme cu acest tip de croșet. Vedeți?
până când mi se dă mâna, iar dacă a fost sărbătoare nu am lucrat. Deci în felul acesta este un mod de a face cercul magic. Un alt mod este punem pe mână firul, în felul acesta putem crea acest rotund. Aici trecem firul și de aici vom intra și vom extrage primul și vom face primul ochi de lanț. Vedeți? Deci nu este greu de realizat. Sunt aceste două metode prin care, uitați-vă, vedeți, pun pe două degete firul, îl pun un pic în formă de X, îl țin aici cu degetele, capătul mai scurt îl țin cu degetul mare, capătul cu care voi lucra îl voi ține pe partea aceasta. Voi intra în interior, voi face primul ochi de lanț, așa, după care vom continua să lucrăm. În interiorul cercului magic voi face primele trei ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. După care vom continua să lucrăm piciorușe duble, în total de 18. Deci vom avea nevoie pentru floare de 18 piciorușe duble. Eu am lucrat deja cel de-al treilea și vom continua până la numărul 18. 4. Eu sper să vedeți, să las camera un pic mai jos și să mă dau mai în spate eu să puteți urmări. Am 6 până acum. Deci vom lucra un total de 18 piciorușe duble. Iar noi ne întâlnim când vom termina de lucrat aceste 18 piciorușe duble. Odată lucrate cele 18 piciorușe duble, vom strânge cercul magic, felul acesta, și vom închide rândul cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi din primul picioruș. Și din acest moment, din nou, vom lucra trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și în corespondența fiecărui picioruș dublu vom face din nou un picioruș dublu. Deci este, practic vom repeta ceea ce am lucrat prima dată. 18 piciorușe duble. De aceea vă spuneam că este foarte ușor de lucrat de către doamnele începătoare. În felul acesta și dumneavoastră puteți învăța un nou model dacă ați învățat și altele de pe alte canale de YouTube. Un model foarte ușor și foarte accesibil dumneavoastră. Nu este deloc greu, totul este foarte simplu, piciorușe duble și în foarte scurt timp puteți realiza acestea. Într-o zi, dacă vă puneți, realizați o multitudine de astfel de floricele. Totul este simplu. Veți vedea apoi și frunza este foarte ușor de executat. Deja am lucrat-o în momentul în care am făcut tortul inimioară. Am ajuns la capătul rândului, ultimul picioruș dublu. Voi închide rândul cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi. 1, 2, 3 din primul picioruș și din acest moment voi face un ochi
de lanț, care va ține locul unui picioruș scurt, după care voi face alte trei ochiuri de lanț, mă voi întoarce și voi face un picot. Deci voi intra în primul ochi de lanț care l-am lucrat și voi închide cu fir alunecat. Mă deplasez către următorul picioruș, voi face un picioruș scurt și din nou un picot. 1, 2, 3, voi închide cu fir alunecat în primul ochi de lanț și în același mod mă deplasez către următorul picioruș dublu, fac un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, formez un picot. Deci, în corespondența fiecărui picioruș dublu din rândul anterior, vom lucra un picioruș scurt urmat de un picot. În felul acesta vom da formă florii noastre. Așa cum ați văzut în revista de unde v-am prezentat modelul, acolo sunt acele crenguțe formate cu 4-5 astfel de clopoței. Care sunt atașate unui săculeț în care sunt bombonele, ciocolățele, acelea de obicei se folosesc pentru botezuri sau pentru nunți, precum mărturie. În felul acesta continuăm până la sfârșitul rândului. După cum vedeți, nu este nimic greu, nimic deosebit. Imediat se lucrează o astfel de floricică și veți vedea că și firul care este necesar este foarte, foarte puțin. Deci este un model economic, un model la care nu trebuie foarte mult să vă încărcați memoria. Odată lucrată prima floricică, apoi imediat veți reține modelul și puteți lucra cu ușurință, fără scheme, fără alte probleme. De aceea eu am ales să mă adresez foarte mult doamnelor începătoare, pentru că sunt anumite modele simple pe care, așa cum spuneam, nimeni nu le lucrează și astfel pot veni în întâmpinarea dumneavoastră să puteți învăța și dumneavoastră câte ceva din și să creați ceva cu mâna dumneavoastră. Știu că sunt doamne care apreciază foarte mult faptul că lucrez pentru începătoare. Eu vreau să vă mulțumesc pentru vizualizări, vreau să vă mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii. În felul acesta îmi dați curaj să merg mai departe. În felul acesta îmi dați curaj să nu simt singurătatea de aici, pentru că, așa cum știți, eu nu sunt în România și singurele persoane care vorbesc în limba mea sunt copiii și dumneavoastră, doamnele, fetele care le am pe canalul de YouTube, pe grupul de lucru.
Vorbind încet, încet, uitați-vă că ajungem la capătul rândului. De ușor, cât de simplu. După cum ați văzut, eu am ales culori diferite pentru că astfel utilizez capetele de fire care mi-au rămas de la anumite lucrări și nu mi-ajung pentru a face altceva. Lucrări mai mari nu necesită mai mult fir. Aici voi face ultimul picioruș scurt, ultimul picot. Voi închide. Și voi închide apoi toată lucrarea cu fir alunecat în primul picioruș alunecat care l-am făcut la începutul acestui rând. Și uitați-vă că floricica este deja gata. Voi scurta firul. Vom închide. Vom ascunde capetele de fire. Eu îl ascund cu croșetul. Să știți că eu încă am rămas cu vocea așa groasă de când am avut COVID, pentru că nici pe mine nu m-a ocolit, chiar dacă stau în casă, am îmbolnăvit și eu. Și încă nu mi-am recăpătat vocea mea normală. După toate problemele, trebuia să trec și peste aceasta. În sfârșit, mulțumesc lui Dumnezeu că lucrurile au mers bine. Am ascuns și capătul de fir de aici, voi scurta firul. După cum vedeți, floricica este gata. Dacă doriți, o puteți întoarce și în felul acesta. În mijloc vom aplica acest pistil și putem realiza să facem frunza. În momentul în care nu dispuneți de acestea, vă învăț altceva. Alt mod în care să le puteți realiza. Veți lua un pic de fir galben pe care apoi îl vom pune astfel pe degete. Vedeți? Voi scurta un pic firul. Îl voi lega. Deci vom lega un pic să nu se piardă. Și vom face din fir mijlocul florii. Uitați-vă așa. Acum voi tăia cu foarfecul și voi crea, voi da un pic deoparte în felul acesta. În
întotdeauna capetele de fire, așa cum vă spuneam, le vom strânge pentru că vom folosi acestea la jucăriile amigurumi. Și vom lua floricica, vom extrage aceste două capete de fire. Uitați-vă, folosind un pic lipiciul lichid, putem foarte bine să le lipim aici. Vedeți? Eu voi pune un pic de lipici lichid, îl voi închide, după care vom trece la realizarea frunzei. Puteți folosi lipiciul la cald, nu este nicio problemă. Vom ține fixat în felul acesta. Foarte simplu, fără prea mare greutate. Deci am făcut floricica, acum vom trece să lucrăm frunzulița. Frunza este foarte simplă de realizat. V-am prezentat-o și în momentul în care am făcut tortul inimioară. Am realizat primul ochi de lanț, cel de început. Din acest moment voi lucra 18 ochiuri de lanț, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Acum, începând din al doilea ochi de lanț, primul, nu acesta de aici, nu primul. În cel de-al doilea vom intra și vom face un picioruș scurt. Vom continua cu alte trei piciorușe scurte în următoarele trei ochiuri de lanț, deci vor fi în total patru piciorușe scurte. După care voi face două jumătăți de picioruș dublu sau piciorușe duble reduse, două. Am luat firul odată pe croșet, voi intra în interiorul ochiului de lanț, acum am trei fire aici și voi trece cu croșetul prin toate trei. După care voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în următorul ochi de lanț și voi lucra din nou un picioruș dublu redus. Acum voi face două piciorușe duble în următoarele două ochiuri de lanț. Am luat firul odată pe croșet, voi intra odată, cea de-a doua oară, din nou firul pe croșet, odată, voi intra în următorul ochi de lanț. Voi trece croșetul prin primele două, apoi prin următoarele. Acum voi face două piciorușe duble înalte. Am luat de două ori firul pe croșet. Voi intra în următorul ochi de lanț. Voi lucra piciorușul dublu înalt 1, cel de-al doilea picioruș dublu înalt 2. După care voi continua cu două piciorușe duble. În următoarele două ochiuri de lanț vom face două piciorușe duble. Primul picioruș dublu, apoi cel de-al doilea picioruș dublu. Voi continua cu două jumătăți de picioruș dublu sau două piciorușe duble reduse, așa cum am și început. După care voi continua cu patru piciorușe scurte.
iar cel de-al patrulea îl voi face în corespondența primului ochi de lanț cu care am început lucrarea. În același ochi de lanț de început voi face cel de-al doilea picioruș scurt cu care vom pleca apoi pe partea cealaltă a frunzei. În același timp voi ține și capătul de fir, deci am deja un picioruș scurt, 1, și voi continua, 2, 3, cel de-al patrulea. Acum voi face din nou două jumătăți de picioruș dublu sau două jumătăți de picioruș dublu redus, cum voi abandona capătul de fir, să nu fie prea. După care continui cu două piciorușe duble în următoarele două ochiuri de lanț, două piciorușe duble înalte, am luat de două ori firul pe croșet. Voi continua cu alte două piciorușe duble. Din nou două jumătăți de picioruș dublu. Cea de-a doua jumătate. Picioruș dublu și terminăm cu piciorușele scurte, așa cum am început. Și cel de-al patrulea picioruș scurt, care îl vom face aici, în vârful frunzei. Din acest moment intră în acțiune firul metalic, pentru că trebuie să dăm stabilitate acestei frunze. Vom lua firul. Știu că foarte multe dintre dumneavoastră îl aveți deja. Voi pune pe partea de desubt, voi lăsa o bucățică de fir mai lung și voi începe cu croșetul încet, încet, în corespondența fiecărui ochi din rândul anterior, voi face piciorușe scurte și în același timp voi ascunde capătul de fir. Capătul de fir, firul metalic. Se vede că e devreme și sunt încă adormită. Eu doar așa reușesc să fac tutorialele dimineața foarte devreme, pentru că ziua aici este o arababură întreagă între televizorul care funcționează la maxim, bătrână și tot ceea ce este făcut în casă. Liniștea dimineții mă ajută să lucrez. O merge astfel de jur împrejur, făcând piciorușe scurte și ascunzând capătul de fir metalic. Deci cuprinde formă și stabilitate frunza. Apoi aici pe spate nu se observă deloc firul metalic. Vom continua singure.
Am ajuns la capătul rândului. Acum voi scurta firul verde, voi scurta și firul metalic și voi închide lucrarea. Voi da un pic firele deoparte. Voi tăia acest capăt de fir de aici. Și acum depinde de dumneavoastră. Dacă doriți să realizați mai multe și să le puneți împreună, veți lăsa acest capăt de fir metalic mai lung. Dacă nu, puteți forma o simplă floricică, așa cum am făcut eu. Am scurtat și aici acest capăt de fir. Voi mai roti un pic. Felul acesta. Vă rog să-mi scuzați vocea, așa cum vă spuneam, încă sufăr de pe urma acelui virus. Uitați-vă, acum eu voi întoarce codița în felul acesta. Voi scurta și de aici capătul de fir, pentru că nu este niciun pericol să se despacă. Așa cum ați văzut, am lipit cu lipiciul lichid. Voi pune din nou un pic de lipici lichid pe partea din spate a florii. Și o voi aplica pe frunzuliță. Uitați-vă, în felul acesta puteți realiza și dumneavoastră un mărțișor care se lucrează ușor, care poate fi de efect. Deci acesta este cel care l-am realizat acum. Vedeți din fire cât de mult mi-a rămas. Foarte puțin fir se folosește. Dacă nu, puteți pune acest, așa cum v-am prezentat, acest pistil, bineînțeles, apoi se poate lipi și puteți atașa pe acea bucățică de carton care am văzut că există acasă, unde scrie 8 martie sau 1 martie, și în felul acesta și dumneavoastră veți avea cu ce vă prezenta. Eu sper că v-a plăcut ceea ce v-am arătat astăzi. Este un scurt tutorial. Vedeți în câteva minute. La mine a durat mai mult pentru că și vorbesc și v-am prezentat în același timp. În câteva minute puteți realiza o astfel de floricică. Eu vă doresc spor la lucru. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un comentariu, un like. Sunt Tatiana Andrie și vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Voi veni cu noi tutoriale mai complexe, dar nu pentru 8 martie, ci cu alte, pentru că deja pentru 8 martie, cum spuneam, este plin pe YouTube de toate și din alți ani și nu vreau să încalc teritoriul nimănui. Vă doresc spor la lucru, o zi minunată, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră. Sunt Tatiana Andrie și ne vom reîntâlni. La revedere!